maraton din lume la Chicago și a fost atât de bucuroasă, s-a antrenat mult, mult și a făcut febră musculară și a intrat în maraton cu febră musculară și a ieșit, nu știu, departe, pe, printre ultimile locuri. Și atunci lumea a fost șocată. De ce? Și a zis, m-am antrenat prea mult. Se poate întâmpla să te antrenezi prea mult și să nu mai faci ce trebuie să faci. Și eu îi spun, eu m-am fript și eu cu treaba asta. Trebuia să cânt undeva și am cântat și am ajuns răgușit acolo. Și acolo n-am mai putut să cânt. Așadar mă menajez și am spus și lui Narcis. Narcis, ca și cântăreț, ai grijă cum te antrenezi, cu măsură. Noi tot îi spuneam în cameră, mai lasă-ne Narcis, că noi încercam să mai dormim, să mai citim, să mai... Narcis ne zbârnea chitara într-una. Da? Deci nu vă supărați dacă lăsăm pe data viitoare, ok? Deci avem și data viitoare ceva fain. Cântă superb la chitară. Cântă foarte frumos, o să-l vedeți, o să aibă un recital de chitară foarte frumos, ca David așa. Amin? Am un mesaj pentru voi, un mesaj pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă. Învățând de la Iuda cum să nu ajungi în iad. Wow. Sună foarte dur. Sună foarte dur, dar foarte mulți merg în iad. Foarte mulți. Și ce e mai tragic, pe foarte puțini îi sperie asta. Citeam comentariile în urma celor care s-au întâmplat, faptelor care s-au întâmplat la colectiv și se tot certau creștinii noștri că bă, merge în iad. Ăsta răspundea, mai bine mă duc în iad decât cu tine în rai. Chestii, se băteau între rai și iad. Știi, dacă tu te duci în rai, eu mă duc în iad. Și invers. Deci zici că aveau fiecare, știi, cămăruțe, confort în ambele, tu te duci acolo, eu mă duc acolo. S-a pierdut oarecum, eu am realizat din discuțiile astea și nu e doar un caz izolat. În foarte multe discuții întâlnești chestia asta. Și ce dacă merg în iad? Asta îmi denotă mie că s-a pierdut reverența asta față de lucrurile sfinte și teama sfântă, nu? Și Solomon ne spune că teama de Dumnezeu, reverența față de Dumnezeu și înțelepciunea sunt strâns legate, nu? Frica de Domnul este înțelepciune. Deci dacă n-ai frică de Dumnezeu, nu ești înțelept. Și dacă nu ești înțelept, ești știți dumneavoastră. Dumnezeu să ne ajute să, în primul rând, să avem noi teama aceasta, reverența aceasta față de Dumnezeu și să o insuflăm altora. Spune Jonathan Edwards, istoria o spune, când a început să predice despre iad, oamenii au început să se țină de stâlpii bisericii că aveau impresia că alunecă în iad. S-a coborât ceva acolo. Și ce mi-a spus mie Dumnezeu? Mie și soției mele când ne-am rugat într-o zi, că a vorbit aici fratele Cristi de ce, ați vorbit Dumnezeu a fi sensibil și doar Duhul lui Dumnezeu te face sensibil la vocea lui Dumnezeu. Mi-a spus Domnul că foarte multă lume e împietrită în inimă. Când îi vorbești despre Dumnezeu, imediat diavolul vine cu câte un gând. Ați auzit ce a zis fratele Mirea? Ăsta vrea bani de la mine. Când tu îi vorbești de Dumnezeu altuia, diavolul îi plantează un gând imediat. Ăsta vrea să mă încuie, să ajung călugăr, să nu mai mă distrez, să-mi închid viața. Sunt adevărate toate astea. Mă vedeți pe mine că mi-am închis viața, că nu m-aș bucura, că mă tund într-un fel sau că mă îmbrac într-un fel. Nu, mă bucur foarte mult, sunt foarte fericit. Vă asigur de asta, slăvit să fie Dumnezeu. Da? Și le spun de multe ori tinerilor, e mai multă fericire, nespus mai multă fericire în calea dreaptă decât în calea strâmbă, în calea păcătoasă. Da? Mult mai multă nefericire acolo. Și mi-a spus Dumnezeu soției mele și mie că ne va da putere și asta îmi doresc foarte mult și o doresc și pentru voi și ne-o dă Dumnezeu tuturor dacă o vrem. Când vorbești cu oamenii despre Dumnezeu, orice gând de împietrire să dispară din mintea lor. Amin? Asta e cel mai important. Să înțeleagă că îi vrei binele și că n-ai niciun interes de la el. Nu câștig nimic. Încerc nu intri cu o fișă în mână. Ok, pe cine ai adus la Domnul? Berbece Toni, Berbece Gabriela, ok, hai, intră. Nu intri pe liste. Câți ai câștigat, câți n-ai câștigat. Încerci intri prin Hristos, amin? Mulți care s-au întors la Dumnezeu pe patul de moarte. N-au reușit să facă nimic pentru Dumnezeu. N-au vorbit cu nimeni despre Dumnezeu. Dumnezeu i-a primit în
ultimul ceas, în ultimul pas pe care l-au parcurs în viața asta. Intri prin har. Deci nu avem niciun interes decât interesul pentru mântuirea și salvarea propriului suflet. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Ce s-a întâmplat cu Iuda? Vreau să deschidem la Matei 27. Ce s-a întâmplat cu Iuda? Am studiat foarte mult persoana aceasta. E un personaj controversat. E un personaj și mă gândeam un alt titlu de mesaj, știți care ar fi, și am spus-o de multe ori la noi în biserică. Slujind cu Iuda în fața ochilor. E cel mai greu. Să slujești cu Iuda în comitet. Să slujești cu Iuda în biserică. Să-l ai pe Iuda, nu știu, trupa de închinare. E greu. E foarte greu. Dar se întâmplă de multe ori. Hristos l-a avut pe Iuda în cel mai intim grup al lui. Erau 12 și erau și alții. Spune că în fapte când trebuiau să aleagă un înlocuitor al lui Iuda, spun ucenicii, apostolii spun așa, hai să alegem unul dintre cei care au fost de la început până la sfârșit cu noi și cu Domnul. Deci au fost și alții, nu? Și totuși, deși Dumnezeu putea să-și aleagă o echipă ireproșabilă, a avut în echipa lui oameni cu probleme, cu lacune. Slujind cu Iuda în fața ochilor, te maturizează și pe tine și te învață, te călește, te învață în dragoste și Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin? Amin. Dumnezeu să ne ajute. Ce s-a întâmplat cu Iuda? Atunci Iuda, Matei 27:3, atunci Iuda, vânzătorul, când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. Când a văzut că Iisus a fost osândit la moarte, s-a căit. Și primul principiu pe care îl scot este, nu aștepta moartea ca să te căiești. Și nu mă refer la moartea ta. Asta a spus-o și Mirea și a auzit-o. Mă refer la moartea altuia. Noi mergem atât de departe în a jigni oameni, noi mergem atât de departe în a le face rău oamenilor până îi vedem morți. Psihic sau fizic. Până îi băgăm în mormântul ăsta psihic al minții sau în unul săpat în pământ. N-aștepta moartea celui căruia i-ai făcut rău ca să îți ceri iertare și să-ți schimbi viața. De multe ori auzi mărturii, am avut o relație așa proastă cu mama mea și a murit, s-a dus. Și acum aș da totul înapoi, numai să refac relația, să-mi fie bine, să-i fie bine și ei, să ce rău îmi pare de clipele pe care le-am pierdut. N-aștepta moartea ca să refaci o relație. N-aștepta moartea ca să-i spui prietenului tău cât de mult îl iubești, cât îl apreciezi, cât îți pasă de el. Amin? Ne ducem repede. Am fi avut atât de multe să le spunem celor care au plecat la Domnul dintre noi și poate nu le-am spus. Mi-aduc aminte de, tot îmi vin în minte momentele astea, mi-aduc aminte de Roxana Mihalea când m-a prins de mână într-o zi și am citit disperare în ochii ei. M-a prins de mână pe holul bisericii de cot așa și m-a zguduit tare și a zis, Toni, vreau să te rogi pentru mine, da? Și mi-a părut rău de un lucru. Eu i-am zis, da, Roxana, mă rog pentru tine, Dumnezeu să te binecuvinteze. Mi-a părut rău de un lucru, că nu i-am zis mai multe. Că nu m-am rugat atunci pentru ea. Ar fi trebuit să o fac. Nu că, poate că nu s-ar mai fi întâmplat ce s-a întâmplat, dar cu siguranță i-ar fi făcut mult bine în momentul respectiv. Mi-aduc aminte de Cristi Petre, prietenul nostru. A venit la mine și mi-a zis o problemă și eram în biserică. Și am zis, Cristi, îmi dai voie să mă rog pentru tine acum? Și Cristi mi-a zis, da, haide. Și ne-am dus într-un colț așa al bisericii și am început să ne rugăm. Și când am vorbit cu Cristi, era într-un fel. După ce ne-am rugat, era cu totul și cu totul alt om. S-a schimbat, era plin de pace, era bucuros. Nu mai vorbea de problemele pe care le avea. S-a întâmplat ceva că ne-am rugat împreună. N-aștepta moartea ca să refaci sau ca să faci ceva. Iuda a mers atât de departe încât când a văzut că Domnul Iisus chiar a fost osândit la moarte, s-a căit prea târziu. A mers prea departe. Dumnezeu să ne ajute să iubim. Amin? Amin. Ajută-ne, Doamne. Vreau să fac acum trimitere la Adam și Eva.
Gravitatea de a nu te opri o găsim în Geneza 4 cu 16, Andrei. Geneza 4 cu 16. Ce se întâmplă când nu te oprești la timp? Care sunt consecințele spirituale ale neopririi la timp? Geneza 4 cu 16. Exit. Apoi Cain a ieșit din fața Domnului și a locuit în țara Nod, la răsărit de Eden. Apoi ce a făcut Cain? A ieșit din fața Domnului. Să ieși din prezența lui Dumnezeu și să locuiești în, cumva în umbra Edenului, în umbra lucrurilor bune. Îl pierzi pe Dumnezeu. Se poate întâmpla să pierzi fața lui Dumnezeu, să ieși din fața lui Dumnezeu. Și ne spune psalmistul că lumina feței tale, în lumina feței tale sunt ascunși cei iubiți de tine. Fața lui Dumnezeu înseamnă protecție, da? Ascunși în lumina feței lui Dumnezeu. Nu-i ascunzi în umbră, nu-i ascunzi sub haină unde e întuneric. În lumina feței lui Dumnezeu, adică unde se uită Dumnezeu, diavolul nu are ce căuta acolo. Unde luminează Dumnezeu cu privirea lui, diavolul nu are ce face acolo. Și cine nu-și dorește să fie luminat cu privirea lui Dumnezeu? E cineva aici care nu-și dorește să fie protejat de privirea lui Dumnezeu? E cineva? Am spus, eram ieri și normal, am mai plecat de multe ori la 9, 10, 11 să conduc noaptea. Și știam, mă ține cam până pe la ora 1. De adrenalina care mi s-a produs în corp din cauza fricii, 7 ore am condus într-una. Dar făceam mașina așa și am zis, am depășit la un moment dat o plamă de asta, dădea zăpada la o parte de pe carosabil. Avea 30-40 la ora. Am stat în spatele ei, am zis, mi-e bine aici. Dar aș fi ajuns cam la ora asta dacă stăteam în spatele ei. Dacă așa. Și am zis, hai să o depășesc. Și m-am băgat în depășire, pe partea asta nu era zăpada luată. Și când a început mașina în stânga, mare șans, în dreapta, lama. Lama era, mașina asta cu lama, era un pic ieșit așa. Când a început în dreptul mașinii astea să-mi facă microbuzul așa, am zis, Doamne, ține-mă. S-a stabilizat mașina și am depășit ușor și am mers mai departe. Protejat de lumina feței lui Dumnezeu. Acum puteam să fiu la știri. Se întâmplă, nu? Se întâmplă? În România mor cei mai mulți din Europa, pe carosabil. Protejat de lumina feței lui Dumnezeu. Să ieși din prezența feței lui Dumnezeu. E tragedia. E tragedia lumii de astăzi. Mă îngrozesc de multe ori și zic, Doamne, cum s-au putut întâmpla toate nenorocirile astea care se întâmplă? Ieșim din prezența lui Dumnezeu. Spunea Nicolae Steinhardt, Dumnezeu nu e nevoit să te pedepsească. Dumnezeu nu trebuie să te pedepsească. Ai ieșit din prezența lui și ești pedepsit. Te-ai pedepsit singur. Dumnezeu nu pedepsește. Spunea Nicolae Steinhardt, ieși din prezența lui și dincolo de prezența lui se întâmplă nenorociri. Dumnezeu să ne ajute, amin? Trec mai departe. Al doilea principiu extras este: nu încerca să găsești milă și sfat la cei cu care ai păcătuit. Îți spune Dumnezeu un gând bun în inimă și în minte, îți spune Dumnezeu un gând bun și te duci și te consulți cu cei cu care ai trăit în păcat și oameni care n-au înțelepciunea și călăuzirea lui Dumnezeu. Iuda realizează că a greșit și se duce la cei cu care a făcut mărșăvia asta să se spovedească. L-au înțeles? L-au înțeles? Nu l-au înțeles. Ia uitați ce îi spun preoții. În Matei 27 cu versetul 4. Ce ne pasă nouă, i-au răspuns ei, treaba ta. Nu te duce niciodată la oamenii. Caută-ți un sfătuitor dintre oamenii curați al lui Dumnezeu și sfătuiește-te cu ei. Nu te du la tot la... Ai nevoie? Știți cum e? Depinde ce căutăm noi. Știți, când cauți un nu, știi unde să te duci. Cauți persoana aia pesimistă care întotdeauna te descurajează. Eu așa fac, am observat la mine. Când vreau, asta e firea noastră. Când vreau să fiu descurajat, mă duc la cine trebuie. Când vreau să fiu încurajat, mă duc la cine trebuie. De rest, suntem subiectivi.
să căutăm întotdeauna oamenii cu lumină de la Dumnezeu care ne vor sfătui bine. Amin? Iuda s-a dus la aia cu care a păcătuit. Uitați ce s-a întâmplat cu el. Mare nenorocire. Nu era doar treaba lui Iuda, era și treaba lor. Iuda a aruncat arginții în templu. Asta am spus-o și pe Facebook. Nu ți arunca păcatele în fața oamenilor neapărat. Pentru că oamenii nu o să te înțeleagă. Aici în Iuda, în Matei 27:5. Iuda a aruncat arginții în templu și s-a dus de s-a spânzurat. A aruncat păcatele și povara lui înaintea preoților care n-au putut să o poarte. Nu arunca înaintea oamenilor, aruncă înaintea lui Hristos, că El poate să o ducă. Amin? El o va lua de pe umerii tăi. Oamenii o să te... Mie mi s-a întâmplat să mă duc la oameni cu o stare de păcătoșenie și să le spun ce am făcut și oamenii să mă judece și să mă apese mai mult. Și m-am dus la Hristos și m-a ușurat Hristos. M-am dus în rugăciune și Hristos mi-a luat povara. Nimeni nu poartă povara cum o face Hristos. Amin? Nu ți arunca în templu păcatele, aruncă-le înaintea lui Hristos și vei ajunge unde trebuie. Amin? Amin. Trec mai departe. 3. Nu te apropia de cei cu cruci pe haine, dar nu în inimi. Știți care este naivitatea noastră de creștini? Nici nu știu cum să o iau de multe ori naivitatea aceasta. Ne așteptăm ca în templu să fie numai sfinți. Venim la biserică, noi credem cu preoți, frații noștri. Dar nu este adevărat. Nu este adevărat. Pe sfinții știe doar Dumnezeu. Și s-ar putea să nu fie de multe ori în față. S-ar putea să fie în spate. S-ar putea să fie la mijloc. Dumnezeu să ne călăuzească spre sfinții Lui. Iuda a avut această naivitate. A crezut că în templu găsește numai sfinți. Și n-a fost așa, așa-i? Nu te lăsa descurajat de sfinții în ghilimele pe care îi găsești în biserică. Că vin foarte mulți, o problemă elementară a bisericii. De ce nu mai vii frate la biserică? Păi m-am întâlnit cu ăla și l-am văzut și m-am uitat la el și face așa, face așa, face așa. Păi tu pentru el ai venit la biserică sau pentru Domnul? Pentru Domnul, amin? Să ne ajute Dumnezeu să venim la biserică pentru Dumnezeu. Să ne întâlnim cu Dumnezeu, amin? Aleluia! Să ne scape Dumnezeu de această naivitate. Versetul 6. Uitați ce fac preoții. Vreun brand avea o chestie așa, mi-a plăcut foarte mult de el. Nu știa cum să o zică mai frumos și zice că măi, știți cum zice Pavel despre trupul lui Hristos, că lucrurile cele mai, sau organele cele mai frumoase au cea mai mică importanță. Da, păr. Te tunzi la chilie, nu te doare, eventual râde prietenul, prietena, aia e tot. Da? Părul e frumos, îl pune Dumnezeu frumos, dar n-are o funcție extraordinară în corp. Ochii, vezi, dar poți să treci fără ochi? Poți, nu? Poți să treci și fără limbă, poți să treci și fără nas, poți să treci fără urechi, poți să treci fără auz. Dar organele urâte, ficatul, nu prea e. Sunt ascunse și au cele mai, sunt, deși sunt urâte, disgrațioase și respingătoare, au cele mai importante slujbe în corp, nu? Și spunea vreun brand, vedeți voi, conducătorii ăștia care ni se par frumoși nouă, îmbrăcați bine, spune el, nu știa cum să o zică mai frumos, pe care vedeți voi în față mereu, ăștia-s ca părul. Îi razi și de multe ori nu simți nimic. Voia să lovească niște conducători de ăștia spirituali care făceau prăpăd în România în vremea respectivă. Trădau și tot felul de mizerii. Și, vedeți, lucrurile frumoase nu au importanță. Mai importantă e sora X care poate e ficatul, nu? Dar se roagă și ține puternică biserica și trupul lui Hristos. Dumnezeu să ne ajute să nu căutăm să fim nici păr, nici ochi poate, nici unghii. Da? Nici mușchi, arătăm noi bine, să fim lucrurile importante, organele importante. Mi-aș dori să fiu inimă. Amin? Să fii ficat, rinichi. Dumnezeu să ne ajute să fim lucrurile importante ale trupului lui Hristos. Amin? Asta n-am inventat-o, eu o găsim în Scriptură, da? Despre trupul lui Hristos. Șerpi cu imunitate la venin. Pentru că, fiți atenți ce se întâmplă cu preoții ăștia.
Ia uitați câtă moralitate în ei, cât de sfinți devin dintr-o dată. Nu este îngăduit, în versetul 6 spun, nu este îngăduit să-i punem în visteria templului banii, fiindcă sunt preț de... Opa, dintr-o dată realizează că banii ăia sunt preț de sânge. Dar cine i-a scos din visterie și i-a dat? A? Alții? Ei! E o boală psihică asta. Vezi păcatul în altul, dar nu-l vezi în tine. Și în tine e mai mare ca în celălalt. E o discrepanță colosală. Când tu începi să păcătuiești mult, 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 orbești față de tine și ți se deschid ochii față de ăsta de lângă tine. Și vezi că respectivul nu vine cu nu știu ce la biserică, îi lipsește nu știu ce și că are nu știu ce sau așa, dar nu vezi păcatele grosolane din viața ta. E o discrepanță mare, nu? Cu cât păcătuiești mai mult, cu atât începi să dai cu sălbăticie în aproapele tău. Eu am realizat chestia asta. Când văd pe unul care lovește și are așa o ură în el, îmi dau seama că are probleme. Are probleme grave spirituale. Când îl vezi pe unul atât de înverșunat și... Cum a mai venit ăla? Ce a făcut ăsta? Ia, ai grijă, frate! Ai grijă, soră! Are probleme. Are probleme spirituale grave în viața lui. Pentru că atunci când ești sfânt, ești plin de dragoste. Și când o zici în dragoste, se pocăiește omul, nu-ți iese afară din biserică. Amin? Dumnezeu să ne ajute. Preoții văd păcatul în Iuda. Văd păcatul în el. Văd păcatul în banii aruncați de Iuda, că-ți preț de sânge, dar nu se gândesc nici o clipă la ei, că sunt părtași crimei. Dați seama ce paradox, ce orbire spirituală colosală. Dumnezeu să ne ferească de orbire spirituală, e cea mai gravă. Amin? Să ne deschidă Dumnezeu ochii. Îmi place foarte mult lucrul acesta. Vedeți? Tot ce a făcut Hristos a făcut spre binele nostru și tot ce s-a întâmplat spre binele nostru. Spune că cu acei 30 de arginți au cumpărat un teren. Da? Știți ce au făcut cu acel teren? Un teren destinat sărmanilor. Un cimitir pentru neamurile care n-aveau dreptul să fie îngropate împreună cu evrei. Vedeți? Nu este simbolică treaba. Prețul, cei 30 de arginți, ajung tot spre binele săracilor și străinilor, care suntem cine? Noi, neamurile. Amin? Deci totul s-a îndreptat spre noi, tot, până și ăia 30 de arginți cu care a fost vândut Hristos, tot spre binele nostru, s-au întors. Amin? E simbolică treaba. Dumnezeu să ne ajute. Și mă apropii de încheiere. Ultimul punct. Nu fugi la ștreang, ci la cruce. Amin? Nu fugi la ștreang și la cruce. Au tot mai mulți tineri cu gânduri din acestea. Dumnezeu să ne ajute să-i îndreptăm să fugă spre cruce. Amin? Amin. Dumnezeu să ne ajute să le arătăm crucea lui Hristos. Pe ștreang te rupi tu. Pe cruce s-a frânt Hristos. Pentru că Iuda, nu știu cum s-a spânzurat, era o tehnică a anilor respectiv, s-a spânzurat cu capul în jos. Și am impresia că era și un pic mai durdulio, așa, nu ca mine, că eu dacă mă spânzuram de picior, rămâneam acolo mult și bine, venea cine a tăiat sfoară. Păi, ce faci mai aici? Dar Iuda, nu știu cum s-a spânzurat, că s-a rupt în două. Era, cred că, mai durdulio, așa. Și s-a rupt. S-a frânt el. Nu mai era nevoie să se frângă el. Că cineva s-a frânt pentru el. Cine? Iisus Hristos. A fost absurd gestul lui. Dar vedeți? Te întunecă diavolul și te duce unde n-ar trebui să ajungi. Vreau să vă spun un lucru pe care l-am descoperit zilele acestea. Știți cum arăta templul? Templul avea patru curți. Au și câteva nume în ebraică. Prima curte este curtea cui? A neamurilor. Te duceai pe vremea respectivă ca și vizitator în Ierusalim și voiai să vezi marea minune a evreilor, templu, intrai doar în curtea neamurilor. Da? Se numea Hel. Nu Helul englezesc, H-E-L-L, iad, H-E-L, curte, da? Curtea neamurilor. De aici procurai jertfe, aici aveau acces
cum am spus, doar vizitatorii. A doua curte, ele erau concentrice, da? În cerc. Și urcau. A doua curte era mai înaltă, era mai mică și era curtea cui? Surorilor. Curtea femeilor. Da? Era a doua curte. Femeile aveau voie să intre doar până aici. Interesant ce se întâmpla aici. Aici se aflau lemnele. Deci după ce luai animalul din prima curte, din curtea neamurilor, unde Domnul Iisus i-a bătut cu biciu, că schimbau ei banii și făceau mânării cu animalele, că au cusuri, că n-au cusuri, intrai în a doua curte unde erau lemnele. Și mai erau ceva. Mirodenile și uleiurile pentru jertfe. Luai și lemnele de aici. Evident, soția contribuia la pregătirea acestora. Apoi urma, asta e a doua curte, Ezrat Nashim. A treia, Ezrat Israel, curtea evreilor. Aici intrau doar bărbații evrei. Era o curte mai înaltă. Aici erau sacrificate animalele. Li se dădea, erau tranșate, pielea dată într-o parte, pielea era a preotului. Își lua bani frumoși pe ea. Eu nu iau piei, nu iau nimic, nu am ce să vând. Așa? Luau pielea, era a preoților, se împărțea animalul, intestinele într-o parte, tot așa. Aici stăteau, era o duhoare incredibil de mare, preotul din când în când, ca să mai împrăștie mirosul, dădea cu tămâie, cu tot felul de mirodenii. Așadar, evreii trebuiau să stea acolo, că de acolo se vedea curtea preoților. Acolo preoții aveau altarul cu cele patru coarne, luau sângele, stropeau coarnele. Teologii spun că cele patru coarne ale altarului sunt cele patru evanghelii, da? Care descriu jertfa pe Hristos. Amin? Totul e simbolic. Așa? Acolo, în curtea preoților, Ezrat Kohanin, avea loc aducerea jertfelor și în centru de tot, pe cel mai înalt punct al templului, era Sfânta Sfintelor, îmbrăcată în aur, poleită cu aur. Acum vreau să fiți foarte atenți la mine. Vedeți, v-am spus că neamurile aveau voie în prima curte, femeile în a doua, evrei în a treia, preoții în ultima curte și în Sfânta Sfintelor intra Marele Preot doar o dată pe an. Hristos face ceva, desfințează toate granițele astea. Amin? Desfințează toate granițele astea. Pentru că înaintea lui, înaintea crucii, erau și neamuri care erau soldații romani. La picioarele lui erau soldații romani. La picioarele lui erau femeile. La picioarele lui Iisus Hristos erau bărbații evrei care făceau mișto de el. La picioarele lui Hristos erau și preoții. Toți adunați în aceeași curte, în același loc, într-un singur loc, pe picior de egalitate, niciunul mai mare ca celălalt. Toți erau batjocoritori, meschini, lași, neputincioși. Și Hristos suntem în mijloc. Toți adunați în jurul Lui. El mântuirea. A dat granițele la o parte, amin? Astăzi nu ținem cine a venit prima dată, rândul din spate. Cine surorile? Rândul al doilea. Bărbații moți? Rândul al treilea. Fratele conducător în față. Nu! Suntem toți pe picior de egalitate înaintea lui Hristos. Amin? Poți să ții soția lângă tine. Poți să stai în același loc unde sunt eu care poate nu sunt și tu care ești sfânt. Sau invers. Amin? Hristos ne primește pe toți și ne dă același drept să fim prea iubiții Lui. Amin? S-a salvat dintr-o biserică nemțească care a fost bombardată un tablou. Și tabloul ăsta era unul dintre cele mai frumoase. Marginile au fost arse. Preotul a intrat, un preot bătrân a intrat în flăcări să salveze tabloul ăsta. L-a dus la cel mai mare muzeu din München. L-a dus acolo și a zis, luați-l voi, de ce l-ai adus, bătrâne? De ce ți-ai riscat viața pentru el? Și a zis așa, tabloul acesta m-a ajutat să salvez mii de nemți, mii de oameni. De ce? Pentru că cel care l-a pictat a fost inspirat și a făcut un lucru. A desenat crucea lui Hristos, Iisus pe cruce. Și jos, la cruce, a lăsat cât un deget așa, un spațiu nepictat, alb.
Știți de ce? Să-ți zică ție și să-mi zică mie că acolo trebuie să-ți treci numele. Trebuie să-ți treci numele. Hristos a lăsat un spațiu pentru fiecare. A lăsat un spațiu, cât un deget, așa. Dați seama că spațiul ăla cât degetul îți poate salva ție viața, atâta trebuie să-ți faci. Spune, treceți numele în cartea vieții. Doreșteți ca numele tău să fie trecut în cartea vieții. Amin? Haideți să ne ridicăm în picioare. Dacă este cineva aici care vrea pentru prima dată să-și treacă numele în cartea vieții, să ridice o mână. Să lucreze, amin. Știu că nu sunt mulți străini printre noi, suntem noi noștri, dar am simțit să fac lucrul acesta. Pentru că și eu am mers mult timp la biserică, dar niciodată, de fapt, o bună perioadă de timp, nu i-am spus niciodată lui Hristos în mod personal, Doamne, vreau să-mi treci numele. Am crezut că mi l-a trecut mama și n-a fost așa. Am crezut că l-a trecut fratele păstor și n-a fost așa. Pentru că nici mama, nici fratele păstor n-au dreptul să-mi treacă numele și n-au nici puterea. Este unul singur care poate să spună, Doamne, vreau eu. Trebuie să ajungi la acea maturitate și la acel foc din inimă care să spună, Iisuse, cu gura mea o spun, trecem numele sub cruce. Trecem numele acolo, Doamne. Îmi doresc atât de mult. A toți cei care mă aud aici sau pe internet sau care mă vor auzi în predica care va fi postată, puterea Duhului Sfânt să depășească barierele timpului și să atingă inima ta. Mi-aduc aminte că după 6 luni de la postarea unei predici, mi-a scris o soră din Spania, vorbea cu o românească stâlcită, cred că era plecată de mic acolo, și mi-a spus, Hristos m-a vindecat de semipareză la câteva luni de zile de când ai postat un mesaj. Și n-au făcut-o cuvintele mele și n-a făcut-o YouTube-ul, ci a făcut-o puterea Duhului Sfânt. Amin? E puterea Duhului Sfânt care vindecă, e puterea Duhului Sfânt care îți spune ție, să-i spui lui Hristos, Doamne, scrie numele în cartea vieții. Dumnezeu să ne ajute. Dumnezeu să... Haideți să facem o rugăciune. Haideți să cădem în inimile noastre pe genunchi și să-i spunem Domnului Iisus, Doamne Iisuse, îți mulțumesc că Tu ai dat toate granițele la o parte. Sub cruce avem loc toți. Femei, bărbați, neamuri, preoți, suntem cu toții în fața crucii Tale și putem să ne rugăm, nu pe rând, Doamne, nu în funcție de banii noștri, nu în funcție de importanța și de statutul nostru, ci putem să ne rugăm toți odată că Tu ne auzi pe toți. E cel mai mare miracol să te rogi în grup și să fim ascultați pe rând. E un miracol. Hristos nu ne ia cuvintele la grămadă, nu e un talmeș balmeș în mintea Lui și nu știe pe care să asculte și ne ia, hai să-L ascultați pe ăsta, mâine pe celălalt. Ne ascultă pe toți, chiar dacă ne rugăm toți odată. Spune-i lui Hristos problema ta, spune-i lui Hristos ce ai pe inimă, spune-i lui Hristos ce dorești de la El, ce vrei pentru viața ta mai mult. Haideți să venim înaintea Domnului într-o rugăciune.